Mihaela Tatu este fără îndoială una dintre cele mai spectaculoase femei din România. A reușit în televiziune la aproape 40 de ani, deși în acel moment așa ceva era aproape de neconceput. A fost una din figurile dominante ale micului ecran vreo 10 ani, iar după ce a plecat, deși a trecut prin multe greutăți, a izbutit să se reinventeze într-o manieră ieșită din comun. Parcă a început să prindă curaj după 50 de ani. A avut curaj pentru a se muta, pentru a se califica în domenii aflate în trend, pentru a iubi din nou. Astăzi, acum, ea se află în platoul nostru pentru a ne învăța cum e să o iei de la capăt când aproape nimeni nu-ți mai dădea o șansă. Doamnelor și domnilor, Mihaela Tatu. Vreau să vorbesc înainte să-i spun bună seara. Bună seara, Mihaela Tatu. Am spus, una dintre cele mai spectaculoase femei din România, figură dominantă timp de vreo 10 ani, una din figurile dominante feminine ale micului ecran, care cu siguranță are tot timpul ceva de spus. S-ar putea să nu fim de acord în toate privințele în această seară, dar mă bucur că ești în platou. Bine ai venit! Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și am să încep această extraordinară întâlnire și poveste care am înțeles că va dura vreo 70 și ceva de minute, da, cu o întrebare. De ce sunt eu aici? I-am explicat în head, n-ai fost atentă. Ba da. Da. Îți spuneam că astăzi, nu, serios, pentru că ceea ce fac la Metropola de vreun an și ceva este să, sigur, cu mijloacele pe care le avem, încercăm să prezentăm, acasă, în București, prima să prezentăm publicului niște repere, alte repere, alt gen de discuții, alt gen de abordări, pentru că e în sfârșit o perioadă în care ne putem permite să ne întoarcem și la rădăcini. De trei ori femei. Așa, la, de trei ori femei. Chiar, apropo de chestia asta. Nu, stai, numai puțin. O paranteză mică. Unu, îți mulțumesc pentru invitație. Doi, de trei ori femeie. Doi, mă plimb și acum pe stradă și lumea îmi spune, doamna Mihaela, când noi eram tinere, erau emisiunile dumneavoastră din care învățam câte ceva. Acum nu mai există așa ceva. 3. Tu spui asta, însă mulți oameni au uitat de, cred că au uitat de acea perioadă, din punctul meu de vedere, fabuloasă, în care erau câteva emisiuni, însă erau foarte bine ancorate în realitatea cotidiană și au fost niște emisiuni care au revoluționat, pentru că mi-aduc aminte ce probleme aveam eu și cum spunea, ce subiecte să le discutați. După ce am ieșit eu din televiziune, toate subiectele respective așa s-au, cum să zic, au devenit desuete și să vorbești despre homosexualitate sau droguri sau incest, acum e floare la ureche. Uite ce păpușă de fată. Nu știu că se mai discută, însă, nici măcar astea nu se mai discută azi. E foarte păcat, știi de ce? Pentru că ar trebui să se discute nu ca fenomen, că el există, ci cum reușim să ne protejăm copiii. Dar lăsăm asta deoparte. Vorbim se folosește asta constant că m-am reinventat. Măi, Mădălin, eu nu m-am reinventat. Trebuia să mănânc. Trebuia să trăiesc. Mi-a luat întrebarea, nici n-am apucat să-i adresez. Am vrut să o întreb. Ai făcut asta pentru că, nu știu, ai avut o revelație sau din necesitate? Să, din necesitate. Asta, de asta reinventarea asta nu o consider. Eu nu, îmi sună când te, știi ce? Uite, Loredana se reinventează constant. Uh-huh. În același cadru de interpretă deosebită, apare o dată blondă, brună, roșcată, cu un, tot felul de lucruri. Provocatoare. E treaba ei. Da. Eu am terminat cu un domeniu. După care am niște abilități deosebite ca în zona de comunicare. Sunt un comunicator foarte bun. Trebuia să merg mai departe, să trăiesc, să mănânc, să-mi întrețin copilul, să trăiesc eu după ce am renunțat la televiziune. Cu aceste abilități pe care le am, cu însușiri pe care cu multă, multă muncă le-am transformat în calități, a trebuit să găsesc nișa. Asta înseamnă inspirație, creație, creativitate, sub nicio formă reinventare. Domeniul este același și a trebuit să găsesc un job. Bun, în situația ta, ai fost undeva sus,
Și acum, uite, și încă ceva. Stai un pic, stai un pic, stai un pic. Zi. Pentru că așa percep oamenii care se uită la televizor. Pentru ei, de multe ori, aceste personaje fie sunt repere, fie sunt personajele cu care s-au obișnuit atât de tare, încât dacă le văd pe stradă, le consideră membri ai familiei. Bun, de la acest nivel, pentru că televiziunea încă este foarte influentă, măcar pentru mediile politice de o anumită natură care decid, chiar dacă online acum vine tare din urmă și deja a depășit din multe puncte de vedere televiziunea, ai fost într-o zonă de aia de, să zicem, Olimp și la un moment dat te-ai trezit în situația în care trebuie să trăiești, da? Erai supracalificată probabil pentru mulți antreprenori. Foarte multe posturi de televiziune la care am fost după pauza aceea de 2 ani de zile nu mi-au spus nu putem să o primim pentru că este supracalificată. Cere mulți bani, nu știu ce... Da. Bun. Ori eu nu voiam... Aveai în jur de 50 de ani? Aveam 50. Da? Ba da, ai dreptate. Cât de ușor în România, 50. La 50 de ani, să o iei de la un fel de zero? Chiar dacă nu de la zero, știi care este diferența între cei care țin cont de 50 și mine? Eu nu am tu n-ai ținut cifrele. Da. Pe asta a fost foarte important și e foarte important. Deci nu am niciun fel de treabă că 50, că 18, că 48, eu am treabă de făcut. Dacă am treabă de făcut, chestiile astea nu mai contează. Nu am timp să mă gândesc la ani, nu am timp să mă gândesc la numere, nu am timp. Citeam undeva că ai avut vreo câteva luni, habar n-am, au fost câteva luni, au fost mai mult, 3 luni în care ai stat pe banii fetei. Bineînțeles! Ioane. Exact când m-am întors și când am hotărât, gata, mă întorc. Și am dat peste tine, făcând chestiile acelea. Nu foarte deschidem frumoase, subiectul, deosebite. Că mă supăr pe tine. Deosebite. Da? Închidem. Deosebite. Da? A fost o perioadă interesantă. Nu mă interesează perioada ta interesantă. Pentru mine a fost... Da, perioada ta... Mă întorc. Da. Dar din cauza acelei perioade n-am mai făcut televiziune. Și mă întorc. Ce fain sună. Televiziunea e un business. Dacă și tu îmi spui că e academie, eu nu cred în asta. Îmi pare foarte rău. Televiziunea, fie că vrei, fie că nu vrei, este un factor, este un spectacol pentru tine care câștigi de pe urma acelei zone. În schimb, televiziunea este un factor... Întotdeauna a fost. Educațional. De acolo s-au luat modelele, iar în acest moment de acolo s-au luat modelele. Întreabă-mă despre mine. Vrei să-ți fac istoria televiziunii de când a început și să vedem ce repere a creat? Întreabă-mă despre mine, pentru că despre mine am venit să vorbim. Nu-i așa? Întreabă-mă, păi despre tine. Da, ai deschis discuția și vreau să spun că nu e chiar așa. Eu am altă părere despre una televiziune. Una peste alta, atunci când prefer online. Prefer online-ul, e mai sincer. Acum, în faza asta. Eu, de 10 ani de zile, fie că sunt online, fie că sunt live pe view și în direct sau înregistrată, sunt onestă și sinceră pentru că nu mai am de demonstrat nimic nimănui. Și în acest moment al existenței mele, dacă atunci lumea mă considera sus din punct de vedere profesional, lifestyle și așa mai departe, în acest moment eu mă consider sus în viața mea, cu o împăcare și cu o împlinire, și cu un sens pe care nu l-am avut acum 10, 15, 20 de ani. Vezi că am observat asta și am spus-o încă din head, pentru că e vorba și de un pic de curaj, lasă necesitatea, trebuie să ai și niște calități ca să poți face asta. Că dacă trebuie să ai voință să trăiești. Să ai o voință, să ai o disciplină și să ai, să te miști, să faci, apropo să ai ce de voință oferi. Și de disciplină, mă întreabă toată lumea, întrebare pe care mi-ai pus-o și tu, Mihaela, uite, și făceam sport, dar cum ai slăbit? Și le povestesc, da? Uite, metabolic, bel, și cum e asta? Uite, 500 de euro, atât? Bine, atunci dacă nu ai, uite, 3 mese pe zi, la 5 ore diferență. Hai mă, să ciuglești eu ceva între... Bine, deci nu se poate nici așa. Ok, renunță la pâine și la dulciuri. Dar vin sărbătorile. Bun. Te trezești dimineața și între 7 și 9 mergi la sală. Așa de vreme. Ce vreți de la mine? Cum am slăbit? Voință și disciplină, indiferent de dietă. Este un stil de viață pentru mine. Mi-ai spus că ai reușit în perioada în care aproape 30 de cu determinare, aproape 30 de kilograme să dai jos. Am trecut și dar asta e de 4 ani de zile. Voi nu m-ați mai văzut de multă vreme și culmea este că ieri am participat la un eveniment de business. Mie îmi place să mă îmbrac lălâu, larg, să-mi fie comod, încălțăminte sport. Și ieri a trebuit să înfust, taior, băptoc. Și am pus poze pe Facebook. Nu vrei să știi ce e acolo. Wow, ce bine arăți, dar ce ai făcut, dar care e secretul, care e misterul? Ori eu sunt asta de acum o săptămână. Ce faci? Intermittent fasting? În acest moment așa mă mențin. Nu, anul acesta, bineînțeles că pandemia cu turta dulce și cu acea cola a pus pe mine vreo 9 kg. Însă anul acesta am hotărât să-mi revin. Și am fost 10 zile la Bodrum, în Turcia, la LifeCo, unde e centrul acela de detoxifiere, după care am continuat cu alimentația. De acolo am dus la fiemea, la Berlin, unde a avut grijă să mă țină... De ce? E mai rea decât aia de la Bodrum. Așa?
După aceea am fost în Peru, la fel, alimentația a fost foarte strictă. După aceea am fost în India, unde am stat într-un ashram, la fel, alimentație strictă. Iar acum 6 ore mănânc, restul orelor nu mănânc. Când, sau 8 ore când mănânc, erai, mai puțin, când erai contabilă, atunci la atelierul ăla de ce făcea? Era cea... La contabilitate? Da, când erai contabil, atunci la uzină. Atunci eram contabil șef de atelier, la modelărie, da. Aceeași personalitate, da. Aceeași nebunie, aceeași explozie. Mădălin, fii atent. Eu murai pe aia acolo. Deci eu când am, eu când am terminat liceul, mama nu a vrut să mă lase să dau la teatru. Și mă pregătisem. Și ea a vrut să fiu doamnă de birou. Ca să o înfuri, mama crescută... domnișoară de pension, cu niște reguli, cu Dumnezeu să o odihnească, cu o anumită conduită. Tata șantierist, după temperamentul pe care îl vezi că aveai aspirații intelectuale. Spune-mi și mie, unde crezi că m-am dus? Înspre mama, țâfnă, sau înspre tata care m-a învățat să scuip, să mă cațăr, să praștie, arc, să geată? Bineînțeles că tata. E, și când am terminat liceul, n-am vrut să dau la niciun fel de facultate ca să o fac pe mama de râs în cartier. Și am făcut-o din iunie până în octombrie, când colegii mei s-au dus la facultate și eu m-am angajat cu pile la întreprinderea hidromecanică. Ăla a fost momentul în care am dat cu capul și cu popoul și cu ce vrei tu, cu fruntea de greu, și am văzut ce înseamnă uzină. De-abia atunci m-am apucat de învățat. Și într-un an și jumătate am ajuns funcționar economic și în 2 ani și jumătate am ajuns contabil șef de atelier. Înțelegi? Asta sunt eu. Dă-mi ceva. Dă-mi ceva care să mă pasioneze. Nu știu ce e aia, nu pot să... Bun, în momentul în care ai plecat de la această uzină, de la hidromecanica, spre radio, erai căsătorită. Normal. Aveai copil. Da. Deja. Aveam 30 de ani. Cum a reacționat? Cred că fata te-a sprijinit și a fost mega încântată. Cum a reacționat soțul tău? Nimeni n-a reacționat bine. Nici tatăl Ioanei și nici părinții. Ce e aia? Post de radio particular, la București e radio. Adică să ai tu întrerupere în cartea de muncă, încă mai era mentalitatea comunistă. Venise Revoluția de 4 ani și oamenii cu Iliescu acolo, deci încă mai trăiam sub toată presiunea comunistă, gândind că e libertate. Aiurea nu era, era la fel. Și am plecat. I-am lăsat vraiște pe toți. Începuse să devii o vedetă locală? Nu. Întâi am plecat acolo și m-am dus să spun povești copiilor. N-am spus povești copiilor. Le-a plăcut foarte mult vocea mea și m-a băgat direct la programul de dimineață. Și am învățat atunci de m-a călcat nevoia. Muzică, tehnic, genuri muzicale, albume, ani, aparatură. În nopți am stat în radio ca să învăț, pentru că eram tot așa mai vârstnică. Colegii mei erau de 7. Letiția Zaharia, da? Era colegă cu mine la radio și mulți alții. Însă... În perioada aia a început deja cumva desprinderea sau stingerea relației. Soțul avea senzația că devii o vedetă, avea complexe, începe să dezvolte complexe, să n-a fost... Nu, asta v-a separat. Mai încolo s-a întâmplat. Mai încolo. Când ai ajuns la pro. Nu, nici că am ajuns. Când am ajuns la pro, el a plecat să lucreze în străinătate și eu am rămas acasă, disperată că rămân singură. Da. Ce mă fac? Dar mi-am dat seama că m-am descurcat chiar foarte bine și că făceam aceleași lucruri, numai că nu mai treceau prin el. Te rog frumos, plătește tu între... N-ai plătit, eu las că mă duc eu. Ai dus glata? Nu, nimic, las că... Și a fost, cum să spun, a venit atât de firesc... răcirea sentimentelor. Uh-huh. Dar nu s-au răcit sentimentele, s-au transformat. Când a venit acasă, l-am luat în brațe cu atâta iubire și cu drag și cu dor, dar fără eros. A fost... l-am luat în brațe pe fratii meu, da. Și l-am strâns și mi-a fost drag, dar atât, n-am mai putut merge mai departe. Și exact în seara în care am venit, am cumpărat o sticlă cu vin, pe vremea aia și fumam, și am stat de vorbă până dimineața și am zis, ce-i de făcut, omule? Merge mai departe? Dacă mergem mai departe, o să ajungem să ne urâm. Dacă noi doi conștientizăm în clipa asta ce ni se întâmplă, salvăm relația de prietenie. Ce face? Și părinții nu or să știe nici unii, nici alții. Și o lungă perioadă de timp, părinții noștri nu știu că am divorțat. Foarte interesant. Da. Iar cu el sunt acum, e unul dintre prietenii mei. Este bărbatul cu care am făcut cel mai important proiect din viața noastră. Pentru că Ioana e o tipă strașnică și de nădejde. Da, mulți români se despart urât. Și cred că nu e neapărat o tradiție românească. Lor. Eu sunt o tipă pacifistă. N-am stricat relațiile de
dacă nu merge ceva și nu putem continua să vorbim, să fim așa, nu ne mai vedem. Dar asta nu înseamnă că urăsc sau... Am citit ceva despre mama ta. Ea avea o mentalitate de genul ăsta, provenea dintr-o anumită, să zicem, tradiție. A fost văduvă, dură, să zicem, s-a descurcat în viață, te-a avut târziu, am înțeles. Nu, mama mea a fost văduvă la primul soț, după care l-a cunoscut pe tata, m-au avut pe mine. Exact, exact, da. Și tata a plecat înainte. Avea, spuneai tu că avea genul ăsta mentalitate, bărbatului nu trebuie să-i dai cărți, trebuie să-i dai mâncare. Nu bărbatului nu-i dai cărți. Sau cui? Tu! Ce-ți trebuie ție hrană? Ce-ți trebuie ție să citești, da, că nu o să-și ceară bărbatul să îi povestești amintiri din copilărie. O să-și ceară de mâncare. Oricum era percepția asta despre bărbat, că dacă îi dai mâncărică... Și mai spunea ceva pentru bărbatul tău, ea fiind casnică, pentru bărbatul tău faci din noapte zi ca să-i fie bine. Mamă! Și? Și tata avea o vorbă. Auzi, mă, nevastă, uite cum stau lucrurile. Tu ai grijă de... gospodărie, cumpărături, curățenie, ședința cu părinții, copil, tot. Eu am grijă de tine. În concluzie, am grijă de tot. Ia de învață. Du-te acasă la nevastă ta și spune-i asta. Asta știm și noi, știm și noi multe. E greu astăzi să mai formezi un cuplu. Nu știu cum ți-a fost ție după aia, pentru că sunt tot felul de legende. În privința ta, există legenda că ai avut un fel de pauză de vreo 25 de ani de relații serioase. Sau toți se întreabă, abstinență, lumea nu te credea. Ce prostii vorbește acolo? După legenda, tatu care... am intrat, am fost 13 ani într-o relație cu Florin. Toată lumea știe, toată presa știe. Eu am citit. What? Păi înseamnă că documentaristul n-a văzut episodul ăla? Bineînțeles, am avut relație. Eu sunt o femeie singură, dar nu sunt însingurată. Păi știu că nu ești însingurată, adică se vede că nu ești însingurată. Păi și atunci ce vrei? Dar nu știam de relația asta cu Florin. Cum? Înțeleg că mai adevărat. Târziu ai făcut pasul ăsta. Nu. Toată lumea știe. La 2 ani de zile după ce m-am despărțit de tatăl Ioane, am fost într-o relație 13 ani. 13. Minunat. Mi se pare, da, e normal, e firesc, ar fi culmea. Să trag un glonț în cap, n-am știut. Lucrul ăsta nu l-am știut. Bun, deci n-a fost legenda aia cu 25... Am citit, vrei să-ți arăt? Uite, ți arăt 25 de ani de abstinență. Deci ești călugăriță. Păi nu înțelegeam ce e asta, de unde până unde. Deci vreau să știu care dacă e legenda... Dacă stau și mă gândesc, care... înțelegeai tu foarte bine că nu ești în pițel. Adică numai că vrei, pune întrebarea direct. Da? Nu, n-am fost singură. Dacă sunt acum singură, acum sunt singură. Să întreb, dar n-am fost singură. Vreau să te întreb dacă este... Cât e legenda, cât e adevăr în prostia asta? Că mi se pare o aberație. Este o aberație. Sunt femeie. Și atunci... Și erau reviste serioase astea care... Deși citau. Da, vezi că... Nu știu dacă ai observat. Mi-am alea de femei în care erați nebunite să pozați la un moment dat. Cum? Alea de femei pentru femei, glosii în care toată lumea era nebunită să apară. Dar de acolo am citit. Da, nu. Nu s-a întâmplat. Am ratat momentul ăsta. Nu, sunt un om normal. Trecem peste. Trecem sunt peste. Un om normal și este un mit că după o anumită vârstă femeile nu-și mai doresc partener sau nu mai sunt capabile fizic să iubească. Sunt mituri. Toate sunt mituri. Sunt o femeie și sunt om și sunt vie. Cred asta. Legat de perioada pro. Ai ajuns la pro. Nu o să întreb cum s-a întâmplat, cum a fost intrarea acolo. Că era... La Pro TV Brașov? Da. Nu, la Pro TV Brașov, de la Pro TV Brașov. Asta nu se știe. Eu 4 ani am lucrat în radio. Povestea pe care mi-au construit-o cei de la Pro TV București sărea peste etapa mea de radio și de Pro TV Brașov. A mers pe imaginea femeii și ființei care visează să ajungă în televiziune și iată că se poate. Da. Ei... Dumnezeu să-l odihnească pe Andrei, care era creativ, fabulos. Din uzină m-au băgat direct în Pro TV București. Foarte mult și acum îmi spun. Uite eu și pe aia, vai de capul ei, a lucrat în uzină până n-a mai pășat, a ajuns acolo și... Știi? Atunci mă deranja, pentru că trebuia să tac din gură, pentru că aia era povestea mea creată. Acum nu mă mai deranjează, n-au decât să creadă. Bun, vreau să te întreb dacă 4 ani în radio am luat locul 2 pe țară pentru cea mai bună voce radiofonică asta feminină. Știu. Asta știu, am citit. După care am lucrat 3 ani de zile în Pro TV Brașov. Așa am ajuns la București. Vreau să te întreb dacă succesul din Pro, din acasă, cu de 3 ori femeie, te-a lovit în sensul în care ți-a furat ție mințile, așa cum s-a întâmplat în cazul multora. Probabil că dacă se întâmpla la 20 de ani, probabil s-ar fi întâmplat asta. Însă eu am ajuns în televiziune aproape... la 38 de ani, aproape 38, 40. 40. Nu mai era. Ai gestionat mult mai bine. Format cu principii, cu o scară de valori etice și morale pe care mi-am păstrat-o și acum. Țin foarte mult, mai ales că am fată. În general, relațiile dintre părintele și copilul de același sex se bazează pe iubire, ură și model în viață. Eu
trebuia să fiu modelul în viața al fiicei mele. Televiziunea în general este și o mare adevăratoare de timp. De multe ori și spuneam înainte de emisiune că eu am trăit într-un glob de cristal foarte mulți ani, pentru că la un moment dat nebunia asta, competiția, hai să zicem, toate elementele astea care fac din televiziune un ingredient, un drog aproape pentru foarte mulți oameni, te pot atinge foarte tare și pe tine. Pro-ul, în general, era o armată, o industrie, în care erau niște personaje foarte bine construite. Nu contează dacă s-au descurcat sau nu după ce au plecat de acolo. Așa. Unii nu se pot desprinde sub nicio formă de televiziune. Așa. Mor. Da. Despre asta vorbim. Și era și o competiție foarte mare. Adică e o lume cinică. E o lume în care dacă nu reușești să rămâi în picioare că totdeauna așteaptă la poartă cineva sau așteaptă la ușă cineva care să-ți ia locul. Cum a fost în Pro? A fost totul lapte și miere? Sau ai avut și dușmane, ai avut și personaje care nu te agreau deloc? Ai stârnit dușmănii, reacții și așa mai departe? Să o luăm pe rând. Te rog. Întâi am fost la Pro. Da. Și după aia la Acasă. Am fost la Acasă pentru că Acasă era postul de televiziune pentru femei și pe mine mă pusese Ruxandra. Am câteva modele în trust. Ruxandra Ion, Adrian Sârbu este aici și restul oamenilor de televiziune. Dacă el nu era, noi nu eram atât de mulți buni în televiziune. Este cel care, prin exemplu propriu, știi cum? Un lider nu trebuie să spună urmează-mă. Un lider trebuie să fie și îl urmezi pentru că îl admiri. Cam asta s-a întâmplat în trust. Restul ce a făcut nu mă interesează, e treaba lui. Însă din punct de vedere profesional a format oameni și oameni de televiziune. Mutându-mă la Acasă, eu am făcut, m-au pus colegele să construiesc un format de emisiune pentru femei în care am crezut cu toată ființa. Și după ce l-am făcut, ce măi, dar tu crezi în ea? M-a întrebat Rosanta, zic da. Ok, fă-o. Să-mi las copilul. Viața bate filmul. Am fost nefericită. Am avut mari probleme când am venit la București, pentru că eu am venit senină ca o lună plină, provincială, Madalin. Salutând pe toată lumea, eram în stare să-l salut și pe portar. Stil ardelenesc. Așa, nu ardelenesc. Ce, sudiștii nu salută? Ăia din Moldova când vin nu salută? Nu știu. Nu e stil ardelenesc, este omul care vine politicos din provincie în capitală, într-un post de televiziune ca Pro. Păi dacă și? Am trecut pe lângă Andreea Berecleanu, pe lângă Cristi Tabără, pe lângă Andreea Esca, wow! Și să iam și invitați. Tu-ți dai seama, deci eram fascinată. Nu pot să spun că am avut dușmani. Mi-am văzut de treaba mea și am fost protejată cumva. Pro-ul construiește, sau construia, nu știu dacă mai e la fel acum, turnul de fildeș și era resursele umane care se ocupa, PR-ul care se ocupa. Tu nu trebuia decât să fii. Eu n-am știut ce se întâmplă, ce scrie presa, n-am știut nimic. Îmi dădea tema împreună cu echipa, construiam, produceam și gata. Presa a scris tot felul de măscări și eu n-am luat în calcul când m-am mutat în București și când am început să fac emisiunea Viața bate filmul, în care am crezut cu toată ființa. Eu n-am luat în calcul presa de scandal sau dorința mea de a aduce. Voiai să mă întreb ce au scris? Care a fost cel mai mare scandal că fața acolo ai fost pus sau cea mai mare tâmpenie care s-a scris despre tine? Uite-te și vezi. De exemplu, eu eram cu Elena la Brașov și mă certam sau mă băteam cu Elena Cârstea pe unul dintre invitații mei în București pe malul unei piscine. Când am primit un câine din partea colegilor, presa a scris așa: în absența soțului, Mihaela Tatu se consolează cu Berti. Și m-a sunat colega mea de la Berti Brașov. Fincine. Câinele, husky. Și ce, bă, Miha, tu cu Berti Barbera? La el m-am gândit și eu. Zic, îl cunosc, adică știu cine este, dar n-am apucat să-l cunosc. Da. Cum că așa scrie presa? Berti era câinele meu, husky. Bun, astea erau titlurile, au rămas și acum. E mai rău acum. Vezi o poză cu Delia, a murit. Nu. Da. Mă interesează deloc nici ce a fost, pentru că în acest moment eu sunt rezultatul trecutului meu, cu bune, cu rele, cu de toate. Nu mă interesează nici ce va fi, că nu știu. Știu cât a fost în spate, nu știu cât e în față. Atât de mult îmi doresc să trăiesc prezentul fabulos, luminos, să mă bucur, să fiu cu tine, de exemplu. Să mă duc acum să-mi pregătesc trainingul pentru mine, încât altceva nu contează. Ce a fost atunci, nu alimentez cu energie negativă
niște lucruri neplăcute. De exemplu, să povestesc despre boli. Fibrom, genunchi, la la la. A fost. Nici nu, nici eu n-am pasiuni pentru așa ceva, stai liniștită. Deci merg înainte cu o bucurie și cu o voluptate și cu un entuziasm care mă mână, e motorul. Da, cu care însuflețesc oamenii, pentru că așa îmi spun toți colegii, că îi însuflețesc. Da, apropo de vocația unui om, erai în pro, nu vorbesc despre alte detalii, te-am întrebat cum te-ai înțeles cu ei, ai rămas în relații bune cu oameni de acolo? Da, cu toți. Deci n-am niciun fel de treabă. Te-au sunat, te-au mai căutat? Adică da, la o parte dintre ei, da. Corina Dănilă mă aud constant, pe Neti Sandu o admir de nu mai pot. Mai mult decât colegi din pro, mă înțeleg cu foștii invitați. Cu o mare parte dintre foștii invitați și am câțiva pe care chiar i-am ajutat și îmi sunt recunoscător și acum. Și asta spune ceva despre caracterul lor și despre, fără să mă gândesc și fără să-mi dau seama, despre, cum să zic, nevinovăția cu care am făcut niște lucruri pentru oameni, fără să mă gândesc o clipă cât de important este acel moment. Da, aseară l-am avut invitat pe Adrian Nenache, am și difuzat niște emisiuni, niște imagini dintr-o emisiune de-a ta cu el. Pentru că Adrian Nenache la mine în emisiune a făcut niște mărturisiri, tocmai pentru că știa că sunt un om de cuvânt, știa că dacă mie îmi spune un lucru, la mine rămâne. Era o perioadă, era o perioadă în care era foarte vânat, da. Da. Și nu numai Adrian, au fost mulți. Legat de plecarea ta din Trust. Da. Nu știu dacă și asta e legendă deci sau nu. Deci nu-mi spune că m-a sunat Mihai Dobrovolski, brașovean, de-al meu la Radio și m-a întrebat: Miha, ce s-a întâmplat? Că m-au zis că te-am prins Mona Segal exact, pe scări. Exact. Nu! Genunchiul mi l-a îmbușit la un antrenament de dans sportiv. Prima ediție pentru Dansez pentru tine, eu trebuia să fiu în locul Raluca Arvat. Uh-huh. Și eram cu Cerebel la un antrenament. Deci nici măcar n-ai ajuns. Așa, nu! Da. Păi de asta a venit Raluca. Când a făcut așa, m-am trezit cu rotul aici. Asta s-a întâmplat, însă am tăcut din gură, pentru că s-ar fi putut speria ceilalți participanți, ceilalți concurenți. Wow, uite cât de periculoasă este emisiunea și cât de... Înțelegi? Clar. Și am văzut, am fost onestă, asta am promis, că voi tăcea, am tăcut și gata. Deci incidentul în sine n-a existat? Adică n-a fost niciun moment ăsta atât de abraziv între tine și Mona Segal? Iar o invenție a presii? Bineînțeles. Dar nu știu, eu am rămas uimit atunci de unde până era unde Mona. Era de amănunte. Pentru că nici asta nu știu. Pentru că pe mine m-a sunat Mihai. M-am uitat acum. Mihai, da, nu știu, jur. Am citit. Așa. Dar altceva vreau să spun. Nu mai aveam nimic cu Mona. Șefa mea era Ruxandra și după aceea Mona era în buftea sau nu știu ce făcea. Uh-huh. De unde până unde? Habar nu am. Și nici asta nu mai contează. Bun, hai să o luăm. Sunt modele pentru mine de profesionalism. Nu știu când ai plecat, că nu mai ții minte. Ai fost la Antena Stars, după aia nu mai știu. Nu e Antena Stars, era Antena 2. Antena 2. Da. N-ai apucat să ajungi. Și după ai plecat într-o călătorie, 2 ani, nu? Am plecat 2 ani și mi-am luat o pauză. Uite-te, știu ce veselie e acolo. L-am dat cu sunet aseară. Foarte mișto. Nu pot să cred. Foarte mișto. Da. Ai plecat 2 ani. Dacă mă întreb de dacă mi-e dor de televiziune, mi-e dor de evenimentele. Lasă-mă mai încet. Mi-e dor de evenimentele de Crăciun, Revelion și de Paște, când se făceau aceste interpretam tot felul de personaje și jucam piese de teatru și dansam și era pregătire. Sunt momentele de care mi-e dor. În rest, nu. Dacă mi-e dor de televiziune, accept invitația vreunuia dintre colegii mei, intru în studio, văd chipurile operatorilor, văd ce se mai întâmplă și mi-am ostoit dorul și mă duc acasă liniștită. Cum și a fost? Ce bine, deci, liberă. Ai plecat în deplasare, eu nu cunosc rațiunea, motivația acestei deplasări. Am avut o problemă, din nou mă întorc la sănătate, am avut o operație delicată, așteptând cu sufletul la gură rezultatul. A fost bine, mulțumesc. Încă o dată și în fiecare moment. Și mi-am zis că nu e ok. Există posibilitatea ca mâine să fie un viitor foarte îndepărtat. Iar noi suntem așa cum suntem. Și mi-am luat o pauză de un an să călătoresc. Însă s-au făcut 2. Deci anul sabatic s-a transformat în 2. Atât am avut bani. Cât am avut bani, am călătorit. Și am fost în Mexic și atunci am făcut Camino de Santiago de Compostela. Am mers pe jos 826 de kilometri drumul de Sfântului două Iacob. Săptămâni. Da. Exact, drumul Sfântului Iacob. Deci nici mai știu pe unde. Belgia, Olanda,
Doamne, în câte locuri, deci Barcelona. Ai fost 2 ani plecată, da, efectiv? Da, peste tot. E adevărat, Italia, 2 luni jumate, acolo m-am pregătit. E adevărat că ți-ai vândut o proprietate sau casa pentru călătorii? Nu călătorii, pentru. Nu? Iar vin și spun, întreabă-mă. Am vândut-o pentru că îmi doream, adică aveam foarte multe proprietăți și eu trebuia să-mi plătesc o operație, să știu ce se întâmplă cu mine, dacă era ceva. Și am rămas cu suma și am zis, ok, acolo, hai să. Dar nu ca să plec. Da? Pur și simplu, da, a fost o situație... Da, da, a fost fabulos. Forțată de împrejurări. Da. Și acest moment ce ți-a adus? În primul adică rând... Ai găsit răspunsurile pe care le căutai? Că am văzut nu că am căutat răspunsuri. Mădălin. Ba dacă vrei să vezi de ce oamenii ați diferiți față de noi. Poți am citit să cunoști puțin lumea dacă trăiești și poți să cunoști de ce unii oameni reacționează în situații similare altfel. Exact. Dacă stai, ești cu ei acolo. Am stat în Belgia 2 sau 3 săptămâni. Am stat la o prietenă de-a mea acasă. În Italia 2 luni și jumătate. La fel, în Sardinia am stat 3 săptămâni, aproape o lună. Acolo m-am pregătit pentru Camino. În Mexic, tot așa, o prietenă de-a mea. Am fost cu un grup din România. În schimb, am fost la o prietenă care și acum locuiește în Mexic. Să văd cum trăiesc oamenii. De ce unii sunt... Bucuria și succesul în viață vine atunci când faci totul cu bucuria, entuziasmul și curiozitatea unui copil. Asta mă caracterizează și acum. De asta am și fost plecată de atâtea ori anul acesta și de asta mă duc constant să trăiesc alături de oamenii aceia și să știu de ce atât de puternică este istoria lor, atât de puternică este zona geografică, că trăiesc la munte sau la șes sau la mare, de reacționează altfel. Ai văzut o mulțime de, să zicem, tradiție, ai văzut un alt mod de a reacționa și de a se raporta la realitatea unor popoare. Da. Noi, față de noi, avem niște percepții, noi românii, în raport cu ceea ce ai văzut. Care sunt tarele noastre principale? Top 3 tare la români sau problemele românilor? Nu ne iubim neamul. Nu ne iubim pe noi. Nu avem respect față de noi. Expresia patriotism este desuetă, drapel, imn, patriotism, sună aiurea. Mai degrabă mă duc și cumpăr un produs din altă zonă decât să-mi cumpăr de la un producător român. Dacă te duci în Sardinia, eu fac brânză, tu faci cârnat, eu cumpăr de la tine, tu cumpăr de la mine și amândoi cumpărăm pâine de la altcineva. Deci promovăm, în Austria la fel, localitățile mici, promovăm produsele autohtone. Noi nu, noi cumpărăm de la străini mult tot, dacă se poate. Apoi, de-aia și deciziile le-au străini. De-aia deciziile le-au probabil străini. Din punct de vedere politic, ești așa pe suveranism un pic sau? Nu mă interesează asta. Dacă ar fi fost să conteze părerea mea, și fost regalistă. Dacă ar fi fost să conteze părerea mea. Dar nu contează. Întorcându-ne. Da, atunci. Nu contează. Mă întorc. Ce mai avem noi? Nu ne respectăm pământul. Suntem atât de autodestructivi. Toate celelalte țări au grijă de pădurile lor, de ape, se străduiesc, curăță, poate prea mult, poate prea transformă totul. La noi e sălbatic, dar și mizerabil. Am fost în Banat, în zona de munte, în Banat, Caraș-Severin, Docnecea, Zemenic, zona aia. Am văzut cum arată Bârzava, plină de gunoaie și de mizerii. Același lucru îl găsesc pe marul Dunării, la Moldova Nouă. Deci e cumplit cât de mare este lipsa noastră de respect față de pământ. Știi cum? Suntem păsările care ne distrugem cuibul. Și cum îți explici asta? De exemplu, avem niște calități, avem lider, și niște... Lider. Celor de sus nu le pasă. Dacă ăștia tot dintre noi provin. De ce îi alegem pe cei mai puțin pregătiți să conducă? Nu cred că mai ai ce alege. Sau cei mai cinici. Dacă mă întrebi. Noi greșeala am făcut-o după 89. Punct. Deci până în 89 am avut numai generații fabuloase de politici. Nu, am avut niște momente în istorie. Până în 89 a fost un el. Atât. Care? Păi atât. Și? După 89 trebuia să facem schimbarea, n-am făcut-o. Suportăm consecințele alegerilor de atunci. Nu vorbim despre politică, sunt îndârjită și am un ghimpe împotriva acelui. Adică schimbarea era casa regală. Nu? Atunci, poftim? Nu. 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 Atunci trebuia să fie altcineva. Punct. Nu Iliescu. Cu cine de exemplu? Nu. Sub nicio formă. N-avea ce să caute. Numai că mi-aduc aminte de discuțiile pe care le aveam cu
cumnatul meu, care nu înțelegea de ce tatăl Ioanei votase cu cineva și eu votam cu altcineva. Cum adică noi nu ne-am certat? Nu, avem păreri diferite. Eu am votat cu altcineva, nu mai contează acum. Suportăm. Bun, vorbeai de pământul pe care nu-l respectăm. Asta e a doua de, așa. La capitolul educație suntem vraiște. Educație. Și când spun educație, nu înseamnă că 2 și cu 2 fac 4. Înseamnă integritate. Înseamnă cuvânt dat. Înseamnă grija și curățenia pe care o faci nu numai aici, ci și în afara porții. M-am mutat în Oradea și urma să mă întrebi, da? Exact. Ei, oamenii aceia își fac curat și în fața porții. Am fost în Peru. Mărunții ăia de 1,5 metri își spală cu detergent trotuarul din fața caselor. Ei pot și sunt niște inculti, niște înapoiați. Păi mama lor! Însă au un respect față de pacea mama, că așa spune despre mama pământ, peruanul, peruvianul. Este locul de unde îmi trag viața, seva. Mă împuternicesc când am legătura cu pământul. De ce crezi că la Oradea s-a putut, se poate și în alte părți ale României nu? Mai sunt câteva oaze totul de modernitate. Totul începe de la lider. Liderul. Da. Mm-hmm. Care trebuie să aibă spate, care trebuie să aibă ceafă groasă, obraz gros și să aibă capacitatea să suporte toate piedicile care îi se pun, câteodată chiar cu brutalitate, ca să poată să-și urmeze țelul. Și indiferent, trebuie să se oprească undeva. E tot foarte greu în România, pentru că există acea expresie, facerea de bine, e, știm? Da. Sau nimeni care face ceva ok în România nu scapă nepedepsit. Da. Avem aceste lucruri și se întâmplă în practică. Sunt o mulțime de instituții, dacă administrezi comunități, care te pot împiedica atunci când ești capabil. Am primit tot felul de propuneri să mă scriu în toate partidele. Să fii primăriță, nu te atenta niciodată, că ai fost o colegă de la ProTV care a devenit primăriță. Știu. Am fost primăriță într-o emisiune la ProTV, în Porumbacul de Mijloc. Am tras o porție de râs atunci, dar era Porumbacul de Sus, Porumbacul de Jos și eu eram primăriță în Porumbacul de Mijloc, o localitate fictivă unde era grupul acela de oameni care, de colegi de-ai mei din toate zonele profesionale, emisiunea de la ProTV. Da. Ce voiam să spun este că sunt sigură că mai... Cum ai optat pentru Oradea? Asta am vrut să spun. Sunt sigură că m-ai întrebat de ce Oradea. Am avut un proiect de 1,5 ani să pun voce pe desene animate. Așa s-a întâmplat. Și am Oradea, este pe vremea aceea era cel mai mare de studio de titraje exact, desene animate. Zona asta, da. Uite, tot la Piatra. Zone Studio, nu? Zone Studio? Da. Nu. Se transformase în BTI, Broadcast Text International. Și am stat acolo o lună. Uite, prezint un eveniment monden, un eveniment caritabil, copiii cu autism. Da. Da. Care-i problema că... Deci care era problema lor? Mă simt bine, așa plinuță. Mă uitam la soția lui Pierce Brosnan. Aici sunt în Apuseni. Mă întorc. Da. După o lună mi-am adus biblioteca și câinele cu tirul. Atât de mult mi-a plăcut Oradea. Iar acum toți cei care conduc orașul au zis că nu există ambasador mai vehement și mai, cum să zic, fervent decât mine atunci când trebuie să vorbesc despre Oradea, pentru că este o bijuterie de oraș. Ce ți se pare excepțional la locul ăsta anumit Oradea? În primul rând, clima. Nu mă mai dor, sunt brașoveancă, scârțit din toate închieturile, am tot felul de operații, toate au făcut medicii lucru manual pe corpul meu, acolo mă simt bine. Clima. Apusenii sunt la doi pași, mi-o stoiesc dorul de munte, însă e mult mai blândă clima decât cum e crudă în Brașov. Felixul la doi pași, bucătăria, distanțele mici, Crișul și ce este foarte, foarte important, omul din Oradea. Simțul umorului și eu n-am văzut zonă, bineînțeles că sunt frecușuri, pentru că nu îi pun pe piede într-o bulă. Doamne, Dumnezeule, se ceartă și ștea ca chiorii. Însă au o îngăduință, o toleranță și o acceptare între etnii, rituri, culte, religii, cum n-am văzut în multe locuri. Sunt familiarizat, știu. Și nu e vorba că plus, unguri români, acolo sunt evrei, sunt slavi, acolo e o... Plus că poți să-ți bei cafeaua
de prânz, hai să nu zicem de dimineață, la Viena, dacă vrei să faci. Nu la Viena, dar la Budapesta, la Debrecen, poți să-mi iau micul dejun. La Debrecen e la 80 de kilometri, adică. Exact. Păi de foarte multe ori, decât să vin să iau avion din București sau din Cluj, respectiv Timișoara, unde n-am legături, mai degrabă dau o fugă la Budapesta sau în Debrecen, unde am niște legături, brici. Adică ajung în Canada mult mai ușor, fără să mai schimb pe aici, pe acolo. Prețurile sunt mai bune și legăturile sunt mai bune. Vorbeai de depresie la un moment dat. Am avut-o atunci când s-a întâmplat cu genunchiul. Genunchiul, deci nici măcar faptul că trebuia să o iei cumva de la capăt, cu banii. Nu, stai puțin, facem confuzii. Așa. Genunchiul s-a întâmplat în 2006, ori chestia cu banii a fost în 2011. Păi nu, zic, nu, stai că atunci nu. Stai că n-ai așteptat. Da, nu am avut depresie deci atunci. Deci nici măcar spaima asta legată de bani nu te-a afectat de tare. Nu fibromul, nu știu ce. Nu despărțirile, nu divorțul, ci practic genunchiul, pentru că erai o împătimită de sport și probabil ți-a schimbat cu 180 de grade toată. N-am mai patinat. Mi-am dat calul, nu m-am mai cățărat, n-am mai făcut jogging, n-am mai putut să fac dans sportiv la capacitatea pe care o făceam atunci și la nivelul pe care îl făceam înainte. Toată viața mea s-a schimbat la 180 de grade. Deci la un moment dat, fumam pe vremea și mi-aduc aminte că stăteam, mă uitam la televizor și într-o mână aveam un sandwich, într-o mână aveam o țigară, într-o mână aveam telecomanda, într-o mână aveam sandwich, într-o mână aveam țigara, luam, aprindeam, așa era. Atât de tare m-a durut. Și mi-a trebuit... Ioana mi-a făcut cadou un golden retriever pe care a trebuit să-l scot și care... Celebrul Gore sau? Celebrul Gore, da. Așa. Care a plecat acum 3 ani și care... Uite, Oradea, șirul canonicilor. A plecat acum 3 ani, însă acum de câteva luni de zile am o fetiță de ciobănești german, o păpușă de cățelușă. Nu știu dacă e tocmai în regulă că e cățeluș, așteptăm să vedem cum o să crească, pentru că e plină de, parcă zici că e o domnișoară înainte de stop, așa are tot felul de hachițe și de fițe. Ciubăniștii germani așa sunt, sorry, sunt foarte sensibili, paradoxal. Așteptăm să facă 3 ani, până atunci am răbdare, după care... Măcar ceva ce o măriți. O mănânc, nu știu ce o dai dacă nu merge. Nu, vai, deci atâta iubire și atât de... N-are treabă cu câine de pază, când latră gros, de se vibrează toată curtea. Dar e foarte lupii sunt andri, iubire. Sunt andri foarte și mult. Foarte devotați. Da. Cum e să fii antrenor de speakeri motivaționali? Nu sunt antrenor de speakeri motivaționali. Trainer de... Nu, hai să spun. Oameni timizi care vor să țină discursuri în public sau să se recalifice, nu, domnul reconvertească. Meu. Lucrurile stau așa. Atunci când n-am știut ce fac... Așa. Am fost invitată să țin niște discursuri unor femei. La evenimentele respective am făcut cunoștință cu cineva care conducea clubul Toastmasters din Timișoara. Da. Clubul Toastmasters este un club de oratorie și lider și, bineînțeles, eveniment, adică fenomen pornit din Statele Unite, că ăștia au început cu public speaking-ul și cu dezvoltarea personală și așa mai departe. Și... am făcut cunoștință cu mediul de afaceri din cadrul evenimentului Business Days, cel mai mare, pe vremea aceea, cel mai mare eveniment de networking și informare antreprenorială. Chiar zilele, astăzi suntem în 3? Exact. Nu, da? Astăzi trebuia să fiu, sunt cu tine, trebuia să fiu acolo, dar am mai avut ceva de făcut astăzi și de asta nu m-am dus la eveniment. Ieri și astăzi a fost Business Days și m-au chemat să moderez. Moderând, am ascultat oamenii vorbind. Am ascultat trainerii vorbind, am ascultat CEO-uri, manageri, i-am auzit vorbind și am zis, asta este nișa mea. Acum, eu aveam abilități, pentru că am început în comunicare radio, televiziune, în fața a mii de oameni, după care naturalețea și firescul cu care vorbesc online. Țin cursurile online și oamenii stau așa, nu se plictisesc, nu am biscuiți. Pentru că e vorba despre cum transmiți, nu ce spui. Dar asta e o altă poveste. Cei 38%... O să-ți povestesc. E pe trend. Și m-am apucat și am făcut IoT-ul, Trainer of Trainers, ca să pot să am metodă de predare. Și apucă-te și studiază logopedia, ca să știu de unde începe sunetul. Și apucă-te și studiază metalimbajul, ca să poți să citești printre rânduri. Și apucă-te și studiază logoterapia ca să-ți găsești sensul vieții, pentru că după felul în care un om vorbește poți să-ți dai seama câte schelete are în dulap și câte gogoși băgate pe sub covor. De exemplu, tu vorbești în gură și vorbești pe nas.
Ești un, așa, un pic... ești aici, tu. Pe nas n-am vorbit niciodată. Acum vorbești... Nu, greșit. Ți se pare? Ești, ești acolo în gât și... ești gât ușor un prețios, pic. Așa. În gât, după cum zice vorba românului, da. Și mai e ceva, aul este sunetul asumării. E A. Nu e toată lumea... Uite-te puțin în jurul tău când toți vorbești undeva aici, pentru că dacă ei la bani mărunți nu se asumă să zică, da, eu... sunt așa mai acolo. Nu tu, în general. Da, nu, percepția e un pic eronată. Sunt foarte tranșant, foarte direct, n-ascund nimic, n-am nimic de ascuns. Nu, ușor despre de tine. Tu ești, prețios, n-am spus că nu ești așa. Prețios, am o platoșă, poate, o armură. Iată, platoșa, armura se regăsește în felul în care vorbești. Ne întoarcem și făcând toate lucrurile astea m-am apucat să predau arta și tehnica. Și am fost la doamna Ileana Cârstea Simion, pe care o cunoaștem cu toții și care mi este mentor de când am intrat în radio în Brașov. Și de la ProTV Brașov am cunoscut-o pe doamna Ileana și acolo am început să fac dicție cu domnia sa. Dar sunt oameni care la 50 de ani, din păcate, eșuează. Eu am făcut facultatea de psihologie între 42 și 45. Știu, mai ales în țara asta, în care, sigur, te țin la pensie iluzoriu, pe hârtie. Adică sunt foarte puțini care la 65 de ani mai sunt în câmpul muncii, cel puțin astăzi. Poate de acum încolo s-o întâmpla, că pleacă tinerii și nu mai ai cu cine să faci nimic în țara asta, business, industrie, absolut nimic. Dar la 50 de ani e foarte greu să pornești pe niște drumuri, să încerci în permanență să-ți găsești altceva, să acumulezi, să strângi, să faci un progres. Eu n-am treabă cu ce zici tu, 50, eu trebuia să trăiesc. Mi-a plăcut ce făceam. Acum te ascultă niște oameni care poate așteaptă de la tine... scânteia aia, care vor să se reaprindă, vor să trăiască, vor să facă mai mulți bani. Pur și simplu. Să facă. Cum? Nu știu cum. Deci ce e important? Important este să specializezi în permanență? Să știi ceva. Deci pentru, dacă oamenii, și mai am discursul elevilor, am pornit o campanie ce s-a numit Nu renunța la cunoaștere, în urma unei știri pe care am citit-o, că procentul tinerilor care renunță la liceu în clasa 9-a, 10-a este în continuă creștere și m-am speriat. Și am umblat din liceu în liceu cu jalba în băs pe la director să mă lase să vorbesc tinerilor de în clasa a 9-a, 10-a, 11-a, 12-a. Să conștientizeze că ceea ce simt acum peste 5 ani nu va mai fi la fel și că viața lor e la început și o să aibă nevoie de nenorocit aia de diplomă de bacalaureat, pentru că poate vor să facă o facultate și să nu renunțe. Așa am început campania, pentru că copiii și-au dorit, tinerii și-au dorit atelierele de comunicare. Dacă ei, toți noi credem că procesul de învățare se termină odată cu finalizarea facultății sau liceului, sunt naivi. Greșit, îmi cer scuze. Sunt proști, de-a binelea. Învățăm toată viața, dacă vrem. Vezi, tot m-ai întrebat de replici. Dacă vrem. Este unul dintre motourile mele. Ești ceea ce alegi tu să fii în fiecare moment. Mai postez tot felul de lucruri și am tot felul de remarci din astea răutăcioase din partea unor oameni nefericiți. Mm-hmm. Gen ce? Imediat. Uh-huh. Oamenii nu pot să fie răi fără să te cunoască dacă acolo nu e frustrare și angoasă și necaz, supărare multă. Oamenii nefericiți fac asta. Și îmi spunea o doamnă, acu pe ultima sută de metri, cum îi spune? Îngraș... Porcul în ajun. Te-ai apucat de învățat acu la bătrânețe. Da! Și acum, și ieri, și mâine, și peste un an, și mă apuc să învăț o limbă străină. În perioada pandemiei am pictat, Mădălin. N-a fost ușor, dar ce mi-a mai plăcut? Am primit din partea a doi elevi de-ai mei o orgă. Aștept momentul în care să am liniște să mă apuc să învăț să cânt la orgă. Din viața asta nu plec până nu învăț să cânt la pian. Adică să faci lucruri pe care ți-ai dorit să le faci o viață întreagă și n-ai avut timp. Cât de fain e! Da, am citit... scuză-mă... Sadguru, Facebook, ăla din India. Da. Și spunea așa că nu e roz viața noastră, dar e clar că avem tot felul de greutăți, că de asta am venit, să învățăm, da? Dar avem două alternative. Unu, ori rămâi în fricile, spaimele din copilărie și dând vina pe toate generațiile din urmă și pe educația unor părinți care n-au știut, n-au avut școli de parenting și așa mai departe, sau zici, hopa, stop, până aici. Din acest moment încolo, hai să văd și eu de viața mea. Eu unde sunt în povestea mea? Sunt în viața lor sau sunt în viața mea? Ce fac eu cu ea? Și bucurie. Bucurie, Mădălin. Bucurie.
nu știi când se termină povestea asta care se numește viață. Mâine, poi mâine, alaltă, abar nu avem. Azi dimineața a fost cu tremur, m-a trezit din somn. Nu. Deci, n-ai simțit? Am dormit buște. Da, eu eram la etajul 5 al unui hotel, da? Da, și m-am speriat. Adică dacă m-a trezit pe mine din somn care dorm buștean... A fost un cutremur cu magnitudine destul de serios. M-am trezit din somn, îți dai seama. E, nu știm când se sfârșește. Păi de ce să nu trăiești cu voluptate și cu entuziasm fiecare clipă? Nu știu, ai fost așa tot timpul? Da. Da? Da. Încerc să mai scormonesc în toată această poveste extrem de interesantă a vieții tale după pauză. Perioadă. După pauză. Trebuie să luăm pauza de publicitate, care nu durează foarte mult, ne întoarcem, pentru că, într-adevăr, de-abia acum înțeleg titlul ăla de emisiune, care sigur a strânit foarte multe reacții la timpul respectiv de 3 ori femeie. Par să fii într-o formă continuă, s-ar putea să meargă de N ori femeie, pentru că este extrem de interesant și ai foarte multe de spus, ceea ce remarcă cu siguranță și telespectatorii noștri. Ne întoarcem imediat, nu ratați această ediție fenomenală cu Mihaela Tatu.